Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă prezint noul membru al fermei noastre. Aici avem motocultorul cu remorcuța. Avem de încărcat aceste crengi de pe lateral, cum au rămas de la tăiatul pomilor din iarnă și din iarna trecută, de acum 2 ani. S-au adunat prea multe aici și trebuie să le adunăm, să le ducem la deal. Am pus destul de multe pe remorcuță. Acum vom merge să le descărcăm. Acesta este un motocultor Ruris 731K. Remorcuța este tot de la Ruris. Am avut o remorcuță veche, făcută de noi, din lemn. Cu aia mai mult ne chinuiam și atunci am zis că este mult mai bună această remorcuță. Arată foarte bine. Aici e scaunul de șofer. Avem frână la remorcă. Frână iarăși pentru staționare. De aici se schimbă vitezele la motocultor. Avem două viteze, plus mașalierul. Când punem la neutru, la 0, atunci mergem cu motocultorul în spate, iar de aici mărim viteza motocultorului și frâna de urgență. Merge pe benzina și acum îl pornim și dăm bătaie să le ducem, să le golim crengile. Remorca se poate rabata în sus, se deschide oblonul din spate, se poate și în lateral. Cred că, n-am încercat încă în lateral, dar se vede care de unde se deschide. Dar în spate am încercat și se poate deschide. Vom deschide în spate și vom ridica remorca în sus pentru a descărca rapid crengile. Să-i dăm bătaie. Dragi prieteni, am întâmpinat o mică problemă. Ca să mergem la deal, avem un pic de pantă. Și problema este că încă e dimineață și este înghețat. Și uitați cum patinează. Până nu se uscă pământul, cam greu să le ducem. Uitați ce urme am făcut aici. Nu prea mai vrea să urce de aici în sus. Dacă nu-i 4x4, ca și tractorașul. Tractorașul e acolo jos. Atunci cam greu de urcat cu el. Acum am zis că nu mai îl dezlegăm de aici, să dăm freza jos de pe tractor, să punem remorca la tractor. Cu tractorul merge foarte ușor, că e 4x4 și numai ne jucăm cu el. Dar acum o să așteptăm până se dezgheață și până se uscă un pic iarba, pământul, ca să putem să urcăm ușor cu el. Până atunci cam greu. Am avut temperatură de minus 2 azi noapte și cam dificil. Uitați și să vă arăt cum e înghețată iarba, căpșunii iarăși, uitați. E foarte frig încă și atunci mai așteptăm un pic. Ce urme am făcut aici? Cum am încercat să urcăm? Greu așa, dacă trag numai roțile astea de la motocultor. Cam dificil de urcat. El este puternic. Îi de 7,5 cai. Aici avem specificațiile, să vă arăt. Cum să țin telefonul, să vă pot prezenta. Aici scrie 7,5 cai. 85 de kilograme. Cântărește 8-6 de fapt. Merge foarte bine, doar că
Acum la deal în sus e cam greu. După ce se dezgheață, garantat o să meargă, nu o să avem probleme. Tractorașul îl vom folosi în solar ca să facem, să pregătim terenul cu freza. Și atunci nu mai dăm freza jos, ne vom descurca așa cu motocultorul și cu remorcuța ca să ducem crengile, plus că va mai trebui să scoatem roșiile din solar. Când le scoatem afară, atunci le vom încărca direct în remorcă, adunăm toate resturile de prin solarii și le ducem la deal. O să vă filmez mai târziu după ce se dezgheață, să vedem cum merge. Am terminat și cu adunatul crengilor. Acum am încărcat remorca cu lemne, s-o putem duce în jos. Ne-au mai rămas aici ceva lemne în vârful dealului. Și dacă tot avem acum remorcuță, le-am pus frumos în ea și le vom duce până jos, unde le vom pune apoi în lemnărie. Pe remorcă putem încărca până la 500 de kilograme, 550 parcă, așa este prevăzut. L-am pus aici frumos și acum ce ne mai rămâne este să le aranjăm lemnele acolo jos. Să vă arăt cum se prezintă și sub remorcă. Cam așa este structurată. Este făcută destul de bine, e robustă, cu frână. Cam asta este ce am vrut să vă prezint. Abonați-vă la canalul nostru de YouTube, Ferma Andreiuș, vizitați site-ul nostru www.ferma-andreiuș.ro și dacă aveți ceva întrebări, nelămuriri în legătură cu acest motocultor sau dacă aveți ceva sfaturi să-mi dați, le aștept într-un comentariu sau pe pagina noastră de Facebook, Ferma Andreiuș. V-am salutat, să aveți spor în toate! Și vă doresc mult succes. Doamne ajută!